Circulația troleibuzelor în Chișinău nu va fi întreruptă din cauza deficitului de energie, a reacționat vicepremierul Andrei Spânu la anunțul făcut de primarul capitalei, precum că economisirea de curent ar putea să se facă din contul transportului public. Ion Ceban și Andrei Spânu au oferit un nou episod de conflict. Primarul capitalei Ion Ceban susține că nu există dialog între primărie și guvern. Totuși, el ar fi primit mesaje că circulația troleibuzelor ar trebui întreruptă pentru a economisi energia electrică. Ceban a scris pe contul său de Telegram că troleibuzele ar putea să se oprească în mijlocul drumului din cauza deficitului de electricitate și că municipalitatea nu știe cum să acționeze în cazul școlilor și grădinițelor. Vicepremierul Andrei Spânu afirmă că s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților locale acum 4 zile la guvern, însă primarul Ceban nu a venit la ședință. Spânu a reacționat pe Telegram. El spune că economisirea nu se face din contul consumului de energie în școli sau grădinițe, iar circulația troleibuzelor nu va fi întreruptă. Există alte metode de economisire. De exemplu, Spânu consideră că beculețele decorative fac risipă de energie. Vicepremierul Andrei Spânu recomandă economisirea în situația de deficit pe piața de energie electrică. Contractele pe care le-a încheiat operatorul central Energocom nu acoperă consumul. Potrivit lui Spânu, Moldova Gaz a rezervat un volum mai mare de gaze pentru termocentrala din stânga Nistrului. Iar în zilele următoare, Energocom ar trebui să identifice alți furnizori. Totuși, sunt necesare măsuri de economisire a energiei electrice. Deficitul a apărut acum 3 zile și a fost acoperit de operatorul sistemului de transport Moldova Electrica prin achiziții de urgență. Lipsurile de energie se datorează atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene și deciziei regimului de la Tiraspol de a limita volumul gazelor folosite în industrie.